Bine ați venit în numele organizatorilor evenimentului de astăzi. Țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Ați ales să participați la un eveniment deosebit pentru zona noastră. Este vorba despre lansarea asociației a grupului de acțiune locală Siret Moldova, asociație formată din 7 primării, 5 ONG-uri și 21 de societăți comerciale. Agenda acțiunii de astăzi va fi următoarea. Un cuvânt de bun venit din partea domnului primar Lazar, dumnealui este președintele asociației. Apoi eu vă voi prezenta strategia de dezvoltare locală a asociației, ocazie cu care dumneavoastră veți avea prilejul să adresați și întrebări. Deci rugămintea e să adresați întrebările în momentul în care aveți o neclaritate, să nu le lăsați pentru final, pentru că riscăm să uităm, iar orice informație este importantă pentru dumneavoastră. Spre final o să fie o tombolă, pentru că vrem să plecați și cu amintiri frumoase de la această activitate și totul se va încheia cu o masă. Acum îl rog pe domnul primar Lazar să vă adreseze câteva cuvinte. Sărbună, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Vă mulțumim tare mult, fiindcă sunteți astăzi alături de noi. Noi, cei 7 primari din cele 7 comune, facem o muncă suplimentară pentru a putea da viața acestui grup de acțiune locală. Ne chinim de 3 ani, am reușit până la urmă să ne înțelegem între noi. Indiferent că s-au schimbat unii oameni, au venit alții, scopul nostru este de a atrage fonduri europene suplimentare, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru agenții economici, persoane fizice, societăți comerciale din teritoriul Galului respectiv. Prea multe, n-o să vă zic, toată lumea așteaptă ca în etapa următoare și am ajuns deja în punctul de unde plecăm la treabă. Ne apucăm să scriem proiecte. Pentru administrația publică locală va fi ca și termen probabil luna august. Va fi o formare profesională pe undeva sfârșitul august, începutul septembrie. Iar pentru agenții economici, persoane fizice, fizice și private din comunitățile respective, spre toamnă, veți scrie proiecte, cei care sunteți doritori, și vă veți înscrie cu proiectele respective în funcție de măsurile pe care vi le vor expune colegii mei. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc sănătate multă și numai bine! Totodată vreau să mulțumesc și producătorilor care sunt prezenți astăzi cu produsele. Aveți ocazia să vă faceți o idee despre zona noastră, despre potențialul zonei noastre, despre resursele locale. Vreau să mă prezint. Numele meu e Gheorghe Varău. Sunt facilitator în GAL Moldova. Sunt cel mai nou membru al echipei. Așa că mă bazez pe echipa care a lucrat la această strategie, pe ajutorul lor, de fapt, în momentul în care vor fi, eu știu, întrebări foarte tehnice pentru care eu nu pot să vă răspund. Acum o să trecem la prezentarea strategiei de dezvoltare. Așa cum v-a spus și domnul primar Lazar, asociația este un parteneriat public-privat. Din asociație fac parte autorități publice, dar și ONG-uri și agenții economici. Pe baza evaluărilor făcute în ultimii 3 ani, pentru că ați remarcat probabil faptul că această strategie a rezultat urmarei muncii de 3 ani, o muncă susținută, și așa, doar așa putem să le înțelegem pe marele nostru Brâncuș, care spunea că nu e greu să faci lucruri, mai greu e să te pui în situația de a le face. Așa cum a spus domnul primar, a fost o perioadă destul de dificilă, dar uitați că am trecut peste toate greutățile întâmpinate și acum avem finanțare pentru a implementa această strategie. Așa cum v-am spus, sunt 33 de
parteneri pe procente, 21 publici, 63 privați și 15 din societatea civilă, ONG-uri. Comunele care fac parte din acestea sunt Ceplenița, Cotnariu, Hărmănești, Lespezi, Todinești, Valea Seacă și Vânători. Sunt 7 comune. Suprafața totală acoperită e de 30 și cred că e o greșeală. Populația 33.790. Cred că e vorba de 300 și... Mă rog, e mai puțin relevant. Îmi cer scuze, pentru că este prezentarea greșită deschisă, de asta nu... Deci 339,28 de kilometri pătrați, da. În ceea ce privește bugetul proiectului, pentru că atunci când discutăm despre orice inițiativă, prima grijă e bugetul. Bugetul total al proiectului este de 1.684.260 de euro, iar bugetul este structurat pe două componente. Una care asigură funcționarea și animarea proiectului și o componentă care va asigura implementarea măsurii. Prima componentă, cea care asigură funcționarea și dezvoltarea, vedeți, e defalcată pe sume, pe perioade. Perioada cea mai importantă e cea care urmează până în decembrie 2019. E perioada care necesită cele mai multe resurse umane din partea GAL-ului. Apoi va fi perioada de monitorizare și perioada de post-monitorizare, perioade a câte 2 ani, dar ca și alocare financiară cu sume ceva mai mici. Desigur, ceea ce vă interesează pe dumneavoastră este finanțarea pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală. Sunt 8 măsuri pe care vi le voi prezenta ulterior. Ce e de menționat acum, în acest moment, sunt sumele care sunt alocate pe aceste măsuri. Formare profesională, 13.929 de euro. Investiții pentru debutanți fermieri, 335.277 de euro. Investiții pentru exploatații agricole, 50.000 de euro. Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole, 167.000 de euro. Diversificarea activităților non-agricole în mediul rural, 167.000 de euro. Dezvoltarea microregiunii, 586.727 de euro. Da, domnul primar îmi șoptește să vă comunic că această finanțare se adresează în special autorităților publice locale și asocierii autorităților publice locale și constă în mici investiții fizice. Apoi, dat fiind faptul că în zona noastră, în zona Galului, Moldova, Siret, Moldova, sunt și comunități de lipoveni și datorită faptului că și ei au nevoie de susținere, a fost prevăzut un buget de 9.221 de euro. Așa cum se știe, noi nu ne confruntăm numai cu probleme economice. Sunt și probleme sociale și atunci în buget a fost prevăzută suma de 16.762 de euro pentru programe în domeniul social. Unde ne aflăm acum în acest moment? E în derulare, e spre finalizare procedura de achiziții. Se știe că, mai ales pe proiecte europene sau pe fonduri asigurate, chiar fondurile guvernamentale, achiziția se face prin proceduri stabilite de legislația în vigoare.
a fost o modificare a strategiei de dezvoltare locală foarte recent, în luna mai, care a fost depusă spre avizare. Ghidurile solicitantului și anexele aferente sunt în lucru, sunt aproape finalizate. Ghidul solicitantului este documentul care o să vă intereseze pe dumneavoastră cel mai mult, pentru că acolo veți găsi informațiile de care veți avea nevoie atunci când veți dori să accesați fondurile. Animarea teritoriului e o activitate care a început odată cu înființarea asociației, de fapt acum 3 ani, continuă și va continua, pentru că nu e suficient doar acțiuni de genul ăsta, e nevoie ca informațiile să ajungă și în comunitățile dumneavoastră. Și atunci noi ne-am planificat, împreună cu domnii primari, cu sprijinul dumneavoastră, ne-am planificat activități de animare în comunele dumneavoastră. Deci vom veni efectiv în comune și vom discuta cu potențiali aplicați pentru proiectele noastre. Activitățile de animare vor consta în activități la Lesbez, în 30-a 6-a, pe 5-a 7-a la Cârjoaia, în comuna Cotnari și Cepreința, pe 6 la Todirești și Hărmănești, iar pe 10 la Valea Seacă și Vânători. Acum vreau să vă spun câte ceva despre strategia de dezvoltare locală. Așa cum v-am spus la început, strategia se bazează pe o evaluare făcută pe o perioadă destul de lungă, altfel nici nu se putea, pentru că o strategie trebuie să se bazeze pe niște informații reale și pe informații care țin de foarte multe domenii. Deci nu este un lucru care să se facă foarte ușor, repede, pentru că de aceasta depinde până la urmă mai binele locuitorilor din comunele noastre. Au fost stabilite două obiective pentru strategia noastră, și anume obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Vedeți, e o chestie, dezvoltare echilibrată. Este știut faptul că sunt diferențe în ceea ce privește dezvoltarea într-o comună, de la sat la sat, dar pe în zona noastră, unde sunt implicate 7 comune. Și atunci, aceasta a fost considerată o prioritate și, drept urmare, a fost stabilit acest obiectiv. Apoi, dat fiind specificul zonei noastre, știm că baza în zona noastră e agricultura, agricultura cu cele două ramuri, vegetal și zootehnic. Altfel nici nu se putea să nu includem ca și obiectiv favorizarea competitivității agriculturii. Știm că în domeniul ăsta sunt mari probleme în a demara o afacere. Intri ca și nou pe piață, intri în concurență cu agenți economici, cu alți producători, cu experiență, cu potențial, și atunci e nevoie de sprijin din partea noastră. Au fost stabilite și câteva priorități. Prima prioritate e încurajarea transferului de cunoștință și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale. Așa cum v-am spus un pic mai devreme, altfel nici nu se poate fără noi cunoștințe, fără educație, fără informație. Apoi, o altă prioritate este creșterea viabilității fermelor și competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. Aici se are în vedere și componenta de dezvoltare durabilă a societăților, ceea ce înseamnă dezvoltarea utilizând resursele actuale, dar fără a periclita dezvoltarea generațiilor viitoare. Deci vedeți, se pune accent pe gestionarea durabilă a pădurilor. Pădurile din zona noastră știm foarte bine în ce situație sunt. Iar pe creșterea viabilității fermelor se pune accent, dar cum? Prin creșterea competitivității. Deci, cumva, vedeți, lucrurile au legătură unul cu altul. Apoi, promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și dezvoltării economice în zona rurală. E o prioritate care include
aspecte atât din zona socialului, dar vedeți și din zona dezvoltării economice. Și ați văzut că măsurile care au fost prezentate anterior se adresează și problemelor sociale care sunt în zona noastră. Acum știu că una dintre problemele, care, întrebările de fapt, pe care foarte mulți le adresează, bine, bine, e galul, e finanțare, cum se întâmplă lucrul ăsta, cum ajungem să luăm banii, cui ne adresăm, cui raportăm și așa mai departe. Ce vedeți acum e un flux procedural. Deci, galul realizează activitățile de animare, ceea ce vă spuneam că se va întâmpla în perioada imediat următoarele în comunele dumneavoastră. GAL elaborează documentele de accesare și lansează apelurile de selecție. În acest, la acest capitol vor fi transmise informațiile de care au nevoie aplicanții, vor fi sprijiniți, vor primi, bineînțeles, ghidurile solicitantului, după care va scrie proiectul. Dacă are posibilitatea de a-l scrie personal, e ok, dacă nu, poate apela la o firmă de consultanță care este specializată, care poate fi specializată pe scrierea de proiecte, numai că aici trebuie să fie o conlucrare între cei doi, pentru că, probabil știți, au fost situații în care au fost fermieri care au apelat la firme de consultanță, le-au făcut proiectul ca să ia finanțarea, iar la implementare s-au împotmolit pentru că ei, efectiv, nu știau la ce se angajează. Beneficiarul depune proiectul la GAL. Deci, proiectele vor fi depuse la sediul nostru la Lespez. Deci, noi vom avea un birou deschis la Lespez, unde puteți să veniți, o să facem publice programul de lucru, locația exactă, unde dumneavoastră veți putea veni și numerele de telefon, pentru că ar fi păcat să veniți, să vă alocați din timpul dumneavoastră și să nu fie nimeni în zona. Noi vom căuta să fie permanent, să fie cineva acolo. În cadrul GAL-ului există o comisie de evaluare a proiectelor. Proiectele vor fi evaluate de această comisie, după care se vor acorda punctaje. Punctajele le veți regăsi și în ghidul solicitantului și veți vedea că pentru îndeplinirea anumitor condiții veți primi un anumit punctaj. După care, proiectele care îndeplinesc condițiile și întrunesc un anumit număr de puncte vor fi depuse la AFIR, care va evalua și apoi va notifica beneficiarul GAL-ului pentru semnarea contractului în situația în care și ei vor considera că proiectul dumneavoastră îndeplinește condițiile, dar mai mult de atât va îndeplini și condițiile de sustenabilitate. Pentru că nu e suficient să faceți un proiect, să obțineți banii, după care activitatea după un an, doi, trei, să înceteze. Apoi beneficiarul va semna contractul de finanțare și va începe implementarea proiectului. Beneficiarul va depune cerere de plată la GAL, pentru că după efectuarea cheltuielilor vor fi depuse cereri de rambursare. GAL și AFIR verifică cererile de plată, AFIR-ul efectuează plățile, deci vă intră bănuți în cont. Se știe că majoritatea măsurilor de pe PNDR sau necesită și cofinanțare. În ceea ce privește măsurile noastre, vedeți că sunt cele mai multe sunt fără cofinanțare, dar atenție, pentru formarea profesională intensitatea sprijinului e de 100%, deci nu necesită cofinanțare. Investiții pentru deputanții fermieri e 100%. Ce aș vrea să fac o mențiune? Vedeți, intervenția noastră a fost orientată spre sectorul agricol pentru fermieri care încep o afacere pentru prima dată. Fie că preiau, fie că e un startup, că o iau de la început. Dar și pentru sprijinirea fermelor deja existente. Pentru tinerii fermieri
intensitatea investiției este de 100%, iar pentru exploatațiile deja existente sunt procente diferite, 50, 70, 90%. Detaliile astea le vom găsi în ghidurile, în fișele măsurilor și, bineînțeles, vi le vom transmite și în particular atunci când dumneavoastră veți considera că aveți nevoie de aceste informații. Un alt domeniu este cel neagricol, pentru că în dezvoltarea unei comunități nu poți să mergi doar numai pe anumite direcții. Trebuie să privești comunitatea ca un tot, să pui accent pe diversitate și atunci am considerat că este necesar și încurajarea activităților non-agricole. La fel ca pentru activitățile agricole, vedem că sunt finanțări acordate pentru start-up-uri sau pentru preluarea unor afaceri noi sau pentru sprijinirea afacerilor existente, cu mențiunea că intensitatea sprijinului diferă. 100% pentru persoanele care își dezvoltă afacerile și... Da. În ceea ce privește finanțările pentru primării sau asocierea ale primăriilor pentru investiții, mici investiții fizice, intensitatea sprijinului este de 100%. De asemenea, pentru minorități, tot 100%, iar pentru infrastructura socială, la fel, este 100%, deci aceste proiecte nu necesită cofinanțare. Acum vă voi prezenta fișele măsurilor, așa pe scurt, cu mențiunea, așa cum v-am spus un pic mai devreme, în situația în care considerați că aveți nevoie de aceste informații, veți ști unde să ne găsiți, pentru că ați primit materialele informative de la noi și veți avea datele de contact. Cine poate beneficia de această măsură este societatea civilă, deci ONG-urile, entitățile private sau entități publice și acțiunile care se regăsesc în această măsură sunt programe de formare profesională de scurtă durată și în special acțiuni care au ca scop și rezultat acumularea de cunoștințe. Se pune mare accent și pe participarea fermierilor, pentru că, așa cum v-am spus, în momentul în care ei pleacă într-o afacere, îi așteaptă mari provocări. Măsura 2. Investiție pentru debutanți fermieri. Pot beneficia tinerii fermieri care se instalează ca unic șef al exploatației, dar și persoanele juridice care au mai mulți acționari. E în domeniul agricol logic, fiind fermierii. Sprijinul acordat aici, vedeți că e doar 75%. Investiția necesită și cofinanțare de 25%. Nu. Acordarea se face în două tranșe, 75%, după care, dacă îndeplinește condițiile din planul de afaceri, ceea ce vă spuneam un pic mai devreme, primește și diferența de 25%. Măsura 3, investiții pentru exploatații agricole, pot beneficia fermieri, cooperativele agricole, din păcate nu știu să avem în zona noastră cooperative agricole, societăți cooperative, cooperatiste agricole sau grupuri de producători. Rata sprijinului este de 50, 70 sau 90%, este funcție de beneficiar și se are în vedere investiții în exploatații agricole, sector vegetal, pomicol, creșterea animalelor, deci aici se încadrează probabil foarte mulți dintre fermierii din zona noastră. Măsura 04, sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi. Pot beneficia fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea sau micro-întreprinderile. Rata sprijinului este de 100%, deci nu necesită cofinanțare, se acordă la fel în două tranșe, 70%, iar în situația în care îndeplinești planul de afaceri, se acordă și celălalt 30%.
Măsura 5. Diversificarea activităților non-agricole în mediul rural. Se pune accent pe producție și servicii, dar în domenii care nu au de-a face cu agricultura. Aici, vedeți, tipul de sprijin este rambursarea costurilor eligibile. Deci nu se acordă avans, trebuie să faci cheltuiala pe banii tăi, după care vei primi vei primi bani. Rata sprijinului nerambursabil este de 70 sau 90%, iarăși funcție de cazuri. Și așa cum vă spuneam, sunt activități de producție, servicii medicale, sanitar, veterinare și chiar pe agroturism. Și pentru fermieri care își diversifică activitățile pe activități non-agricole. Măsura 6. Dezvoltarea microregiunii Galsiret Moldova prin mici investiții, ceea ce v-am spus un pic mai devreme, este o măsură care are în vedere în special numai autoritățile publice locale, comunele sau asocieri. Când spun asocieri, mă refer la faptul că 2, 3, 4, 5 sau poate mai multe comune pot să se asocieze pentru a obține finanțare pentru un obiectiv comun. De exemplu, au nevoie, nu știu, de un utilaj care să deservească toate comunele. E o idee, nu știu, o să vedem cu ce ori să vină domnul primar, sau pot să alege, să aleagă fără nicio problemă investiții individuale, fiecare pe problemele pe care le au dumnealor în comunități. Așa cum am spus, sprijinul este de 100%. Măsura 07. Sprijin pentru minorități. Așa cum v-am spus, din asocierea noastră face parte și o asociație a rușilor lipoveni. Probabil ei vor fi cei care vor accesa aceste fonduri. Ei sunt ONG, sunt constituiți pe baza OUG 21 din 2006, sunt asociație, deci ONG. Rata sprijinului va fi de 100% pentru activități negeneratoare de profit și de 80% pentru proiecte generatoare de profit. Acum, probabil, dumneavoastră o să vă întrebați, bine, ONG poate să facă profit? Da, și ONG-urile pot să facă profit în situația în care își înființează o întreprindere socială, iar beneficiul, profitul, la final, este folosit pentru atingerea obiectivelor asociației respective. Deci, dacă în domeniul privat profitul este împărțit pe acționari, aici profitul este folosit pentru atingerea obiectivelor asociației respective. Și, în fine, ultima măsură, cea de infrastructură socială, pot beneficia comunele și asociațiile și asocierele comunilor, ONG-urile și, bineînțeles, GAL-ul, în situația în care nu vor fi aplicați. Rata sprijinului este, la fel, 80 sau 100%, funcție de faptul că ceea ce face, ce va face ONG-ul respectiv sau aplicantul respectiv. Rambursarea, și aici e o problemă, va fi pe bază de rambursare a cheltuielilor, adică nu se va acorda un avans. Și pentru că e destul de cald, încerc să trec mai repede, pentru că știu că, chiar dacă sunt informații importante, informații care eu știu poate, dar fiind cald și vreau să trec mai repede prin prezentare, aici e un calendar al activităților și, așa cum vedeți, începând cu august-decembrie, vom avea foarte multe activități în cadrul GAL-ului. Măsura 6 în august, dezvoltarea microregiunii GAL prin mici investiții, e ceea ce se adresează primăriilor. Deci primăriile deja vor primi ghidurile solicitantului, deja vor începe să lucreze la proiecte. Apoi, în luna septembrie, măsuri de formare profesională,
În luna octombrie vor fi două măsuri. Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole și diversificarea activităților non-agricole în mediul rural. Acolo vedeți și sumele care se acordă pentru aceste măsuri. 167.636 este suma totală pentru fiecare dintre măsuri care va fi oferită doritorilor. Și bineînțeles celor care vor îndeplini condițiile, că doritorii probabil vor fi mulți. Luna noiembrie, la fel două măsuri, investiții pentru debutanți fermieri și investiții pentru exploatații agricole. Vedeți, sumă consistentă, 335.000 pe măsura 02, investiții pentru debutanți fermieri. Pentru exploatații agricole, pentru investiții, pentru, pentru investiții deja existente, care deja funcționează și pentru îmbunătățirea activității, se vor acorda 50.285 de euro. Luna decembrie, două măsuri la fel, infrastructura socială și sprijin pentru minorități cu 16.900 de euro. Cam asta este. După cum vedeți, până la finalul anului ne așteaptă o activitate susținută și am ajuns la finalul prezentării, dar am constatat că n-ați avut nicio întrebare. Ori am fost foarte explicit, ori nu ați înțeles nimic din ce am spus. Da. Acum să trecem și la momente mai plăcute ale evenimentului de astăzi. Așa cum ați fost informați la sosire, am organizat și o tombolă pentru că vrem să plecați de la noi, nu doar cu amintiri. Și acum vom avea ocazia să vedem care sunt persoanele cele mai norocoase. În mapele dumneavoastră ați găsit niște hârtii cu numere. În bolul respectiv avem aceleași numere și o să rugăm pe cineva să... Da, auzi, Maria, vină la noi. Ia uitați, ca să nu... Așa. Scoate un bilețel de acolo. Așa. Hai să vedem ce număr e. 42. Rog persoana care are numărul 42. Rămâneți pe loc și apoi o să veniți toți odată. Mai trage unul. 22. Marian, mai la fund, că acolo sunt cele mai grase. Hai, încă. 18. Al patrulea, 56. Știi ce? Amestecă-le bine. 32. Nu influențați. 20. Cinci. Șapte. 23. Asta e 8. 9 este numărul 12, biletul cu numărul 9. Al 10-lea bilet e 43. Deci, premiile speciale le vom pune separat. Hai, Marian, că acum e... Șaizeci și șapte. Patruzeci.
60 și, și stai Marea că n-am terminat, pentru că Asociația de Dezvoltare Rurală Ceplenița a expus câteva produse, oferă și din partea Asociației un cadou. Hai Marian să vedem cine e norocosul. 47. Vă rugăm să veniți. Cine e cu numărul 47? Din partea Asociației. Și noi mulțumim. Da, colega mă atenționează că am omis o sesiune. Sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm. Haideți, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă rog, uitați, au prins curaj. Bună ziua! În cazul măsurii 2, investiții pentru debutanți fermieri, care este vârsta minimă și cea maximă, respectiv? Sumele nu sunt împărțite pe fiecare comună, pentru că galul este un tot unitar, așa cum am spus. Deci. Există un plafon maxim, probabil, nu? Pe fiecare măsură în parte. Pe fiecare măsură în parte există un plafon maxim. Cum a prezentat și colegul. Dați microfon, vă dați un microfon sau un microfon. Toate proiectele depuse pentru o măsură intră într-o competiție, toate cele 7 comune, membrii celor 7 comune pot depune proiecte la GAL, ele intră într-o competiție, în momentul în care se termină plafonul, se oprește finanțarea. S-ar putea să fie proiecte eligibile, dar neselectate, pentru că nu este buget. Exact. Se realizează conformitatea, eligibilitatea și selecția proiectelor. Ele trebuie să fie conforme, eligibile și să aibă un punctaj mare pentru a fi selectate. Apoi ele merg la HIR pentru a se face evaluarea acolo, cum a prezentat și colegul meu. Scuzați-mi emoțiile. Pentru fiecare măsură va exista un plafon maxim. În cadrul galului vor fi proiecte mai micuțe pentru a fi mai multe proiecte. Proiecte cu valoare mai mică comparativ cu național. Da. Cine stabilește lucrul ăsta? Consiliul director? Cine stabilește? Consiliul director sau ADA. Poate, da. Echidul vor fi aprobate și de consiliul director și ADA. Deci nu avem voie noi să, după ce se întâlnește echidul, se aprobă cu NAGA. Care e procentul privat administrației? 51 privații, 49 publici. Cine reprezintă NAGA privații? NAGA privații este domnul Ciuciudău și domnul Cimbru. NAGA, nu NAGA, asta era fost director, îmi cer scuze. NAGA sunt toți privații care sunt în Bogdansele de Moldova. Membrii GAL. Cei care au participat la înscrierea ta lui Dumnezeu. Aprobat prin NAGA sau consiliul director. Chiar dacă suntem, de sine constituiți,
Nu luăm noi hotărâri în afara ghidului. Criteriile de selecție sunt acum în criteriile de votare locală disponibile pe site-ul GAL-ului, vizibile pentru toată lumea. Deci cine dorește poate informa exact cine, și membrii GAL-ului și... Și atunci formarea profesională se face înainte de a veni ghidul solicitat? Nu, dar vine ghidul înainte. La vine, baza vine, vine, vine ghidul înainte. Noi am accesat proiectul și poate știu... Că ai zis probabil internațional. Aici voiam să întreb, care sunt avantajele prin GAL și dacă le facem prin AFIR? Depunerea și selecția proiectelor care lucrează aici, la nivelul GAL-ului. Și după aia veți merge cu ele spre avizarea finală la OJFIR. GAL-ului se va duce ulterior, până în 2030. Atunci nu va mai fi restricționarea pe anumite sume, trei sume, sumele sunt mici, pentru noi asta. Nu venim cu proiecte mari, dar după aceea, vor veni sumele mari la care... Deci acum, zicem, nu ca și început așa de... Nici investiții. Vor veni proiecte de milioane de euro. Diferența este că valori sunt toate niște priorități ale acelor comunități. Asta e scopul. Dar noi, la întâlnirile pe care le-am avut, inclusiv la dumneavoastră, v-am explicat și v-am întrebat, ca și comunități locale, ce priorități, ce ați vrea dumneavoastră să veniți ca și proiecte? Pe mediul apicol, pe mediul piscicol, pe zinării, dau exemplu, el și sanitar veterinare. Noi am cules toate datele la vremea respectivă, după ce am înființat GAL-ul, le-am centralizat și le-am așezat... Asta în teorie. Și au fost selectate în funcție de propunere venite la fiecare comunitate. Dar asta e teorie. Practica ne-o are. Care ce? Nu ne ascultau ce spuneam noi. Era o chestie. Așa, dar asta este un criteriu? L-ați spus ca un criteriu? Va fi național, pe o măsură. Bun, cu atitudinea de la valoarea de asta e un criteriu, e o modalitate de a face aga. Nu mai e aruncat. Da, ce să mai pun pe GAL, dar cum dați mai puțin de 50.000 de euro. Pentru că asta trebuie să înțelegeți. Păi eu fac proiectul de 50 sau vor activitate din un agricol de 70.000 de euro, care mă plasez, nu pot. Eu sunt mai multe proiecte și atunci dumneavoastră cum faceți? O să-mi dați mai puțin pe mai multe proiecte și nu dați ăla 50.000 sau vă dați? Nu, se dă numai la un singur proiect. Asta e bun. Mai am înțeles, dar spuneați mai devreme. De exemplu, de la noi este aceeași problemă. La Siret Moldova proiectul va fi undeva la 64-65.000 de euro maxim. Ideea este, se dorește să creeze mai multe proiecte, cheltuiala este aceeași, dar probabilitatea există ca dumneavoastră să obțineți punctaj la GAL și să nu obțineți la, pe național. Și atunci, și plus de asta, concurența este doar la nivelul celor 7 comune, nu este la o concurență națională și șansele sunt mai mari. Da, banii sunt mai puțini. Eu, așa ai prerost în ghid. Și mă trezesc să aprobă, să faci, dar știi, nu vreau 50, dar numai 30 ca să fac cu el. Și atunci, poate să fac un plan de afaceri, spun, cumpăr un tiraj de X, care mă costă atât, fac un plan de afaceri, mă zic, nu vreau 50 de minute. Și atunci, în plan de afaceri, tu care proiectul, eu nu mă cadrez pe sumă. Astăzi, puteți face cu plan de afaceri, absolut corect. Pe el merge, ați în este începutul, după aceea veți avea acces în cadrul GAL-ului după 2020 la sume de la 500.000 de euro în sus pe proiect. Vor fi, nu nelimitate, dar vor fi sume mult mai mari. La ora actuală este un început,
l-am conceput, suntem în gal, noi suntem cei abandonați din fostul gal, dacă știți dumneavoastră, știți mai bine decât noi, și dăm drumul la treabă. În funcție de numărul de locuitori a fiecărei comunități, se face și se va face distribuirea sumelor de la ora actuală pe mediul public și pe mediul privat. 51 public, 49 privat. Deci, există posibilitate? Există, există. Bine, acum nu cred că o să fie. După ce se încheie prima sesiune, se redistribuie. Da. Da. Deci, dacă am un proiect cu punctaj, vreau să vă spun. Deci avem un proiect care are un punctaj și este admis în cap, da? Păi să o trimitem la fir. Face alt punctaj acolo sau cum face? Sau rămâne punctajul la dar? Domnul Dan. Punctajul va fi verificat și de finanțatorul general. Dacă nu se auzit. Zic, Galo validează proiectul, punctajul lui. Ulterior este verificat și de AFIR, finanțatorul care le asigură și așa, și după, dacă sunt condițiile respectate de accesare, vreau să veți semna contractul direct cu ei. Nu, da. Punctajul este verificat și de ei. Cel al galului. Nu intrați în concurență cu cel național. Nu, doar la nivel local. Care este posibil să am 4 puncte și la nivel național să fie cu 65? Nu, 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 e exclusiv. Asta e singura avantaj. Deci asta e la avantaj, asta e avantaj. Mai dorește cineva? Domnul primar? Mai doriți să completați? Încercăm să închidem. Vă mulțumim tare mult pentru participare și vă rugăm să treceți în stânga mea. Premiile la tombolă, da? Care-s băftoși? Dacă dintre domnii primari vrea cineva să spună ceva. Nu, nu vă ardea gândesc. Nu, atunci...